Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Lucian Hașovski, viceprimarul municipiului Suceava. Așa cum am spus înainte de pauza de publicitate, domnule viceprimar, vorbiți din nou despre măsurile de coerciție. Țin minte că în comandamentele tehnice săptămâna de la primărie ați luat anumite măsuri cu constructorii, i-ați amendat și așa mai departe. Undeva aceste amenzi au fost stopate, nu s-a mers până la capăt. De ce spuneți acest lucru? Că nu le-am mai făcut noi publice? Bănuiesc. Da, nu, n-am aflat, poftim. Domnule Chiriuț, haideți să vă spun un lucru. Eu sunt o persoană în care mi-a plăcut tot timpul ordinea și disciplina. Da. Am purtat discuții, indiferent că vorbim de constructori, transportatori, salubrizare și mai departe, colegiale, poate câteodată mai aprinse, în care am încercat să rezolvăm anumite probleme. Când am observat că aceste lucruri nu se rezolvă, și aici mă refer la cei care au lucrat cu administrația locală, nu la sucevenii de rând, care nu au contracte sau care nu au tangență cu administrația locală, am aplicat amenzi. Măsurile coercitive înseamnă de la o simplă sancțiune verbală sau scrisă până la amenzi de peste 10.000, 15.000. Ce să vă spun, că zilele trecute au fost aplicate amenzi pentru refaceri. Cei care lucrează la traversări pentru a pune gazul pe, s-a lucrat pe Petru Rareș, pe Mihai Viteazu, în zona curții domnești, strada Curtea Domnească și așa mai departe, au avut avize de săpătură până la 30 a 10. 30 a 10, în care s-a spus așa, au lucrat toată vara, trebuiau să readucă la stadiul inițial. Nu au făcut. Sunt aplicate, de exemplu, 3 amenzi de câte 3.000 de lei pentru acești constructori, care sunt din alte localități, dar culmea nu lucrează pentru primăria municipiului Suceava, lucrau pentru actualul Del Gas Grid, fostul E.ON. Da. Le-am spus o dată, le-am spus de două ori, chiar a fost o traversare, o să vin cu factura, la Banc Post spre Centrul Național. Au asfaltat o parte de stradă, o parte au lăsat-o. Lumea ce a spus? Primăria. O, primăria și-a făcut treaba. Inspectorii au fost, iar eu am semnat. Deci au primit amenzi și au și refăcut. Eu vă aduc aminte, vechile amenzi date prin 2015-2014, când am primit Pfeiffer-ului, care lucra pentru refacerea de apă și canal, pentru ACET, dar primăria municipiului Suceava era beneficiarul final și refacerea asta inițial. N-am pierdut niciuna în instanță. Și eu le mulțumesc și colegilor care le-au dat și cei care le-au apărat în instanță. Pentru că întotdeauna, dacă ai un avocat bun, poți să găsești fel de fel de chichițe. Și câte s-au adus? Ce suma? Oricum, eu cred că e peste 100.000 de lei noi, adică 1 miliard vechi. Sunt sume destul de mari, pentru că ei lucrau cu subcontractori care nu au plătiți. Adică, asta vreau să spun și eu. Chiar dacă întotdeauna am țipat și am spus, vedeți că urmează amenzi, atunci când s-a remediat problema, nu le-am dat. Dar, în schimb, s-au aplicat aceste măsuri coercitive. Și de aceea am văzut un lucru. Sucevenii doar așa fac. Și vă dau un exemplu. Uitați, cu rablele. Am avut așa. În primăvară, o acțiune de ridicare a rablelor. În vară, de ridicarea chioșcurilor abandonate. Am reluat rablele și acum suntem la panoul publicitare. Când cu aceste mașini pe domeniul public am făcut public și am zis, vedeți că urmează, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Când am început să ridicăm, știți cum dispăreau de pe domeniul public, au dispărut 50-60 de mașini, așa, pentru că le-au luat oamenii. Au înțeles oamenii să le ia și le-au luat, le-au ridicat. Încă vorbeam, eram cu șeful de la serviciul rutier a poliției locale și stăteam în intersecție aici la strada Bistriței cu bulevardul principal pentru a regla niște timp la semafoare. Și nu mă văd că spune, domnul vice, uitați, mașina asta am somat-o ieri. Era o mașină pe o platformă cu un cafișul primăriei. Da. Ceea ce e bine. Am reluat acțiunea în toamnă și aceeași lucru s-a întâmplat și acum. Prin urmare, ne-am făcut treaba. Mai avem vreo 60 de mașini somate în cartierul Burdujeni, după care mai rămân pe aici, pe acolo, câte una, dar grosul s-a luat. Cu chioșcurile. Am ridicat astăvară chioșcuri de la vis-a-vis de trecerea pe tunel de la poliție. De lângă primăria municipiului Suceava a fost chioșca Rodipet. În stația de la policlinică, vă le pot spune, în stația de la bancă, sus în Burdujeni, în stația de la autobuz, la linia 4. Când au văzut că le ridicăm, unii au venit și au achitat rapid, că ele nu erau puse ilegal. Au avut ca contract cândva, dar nu și-au mai plătit. Și am spus, aveți varianta. Îl plătiți contractul și îl modernizați, sau aveți varianta, primiți amendă, vă luăm chioșcul și ne dați și bani să vi-l dăm înapoi pentru că au fost niște costuri. Un singur chioșc a mai rămas și s-au înțeles cel din stația de la bancă. L-am luat, l-au recuperat oamenii și l-au modernizat. Ceea ce e în regulă. Suntem acum într-o situație cu panourile. Toate panourile din municipiul Suceava, și vă rog să mergeți dumneavoastră să le vedeți,
cele care sunt cu probleme, au un anunț. Da. Atenție, se desfințează panou fără contract. Însemnând, panou propus pe desfințare înseamnă fie fără contract, fie cu datorii neplătite. Da. Au venit să plătească o parte deja la primărie. Noi am ridicat și am spus într-o conferință de presă dinspre Ițcani și în perioada următoare o să mai aveți filmulețe și chiar fotografii cu panouă care au fost ridicate. Omul, asta vreau eu să ajung și să spun, omul, persoana, ceveanul, nu știu, românul, doar când știe că sunt măsuri coercitive, acționează. Când vede că nu este deranjat, spune, las că merge și așa. Las că merge și așa. Marile nații totuși așa, așa. Au ajuns mari națiuni. Așa, da? Dar erau acum alte timpuri. Alte timpuri. Uitați acum. Transportul public în comun. În iulie, la începutul lunii iulie, a fost desfințat transportul complementar cu maxi-taxi. De atunci am solicitat Consiliul Județean o adresă să ne spună ce se întâmplă pe traseele județene care tranzitează orașul. Mi-au răspuns ce mașini sunt. Colegii mei au monitorizat situația. În septembrie a început școala pe 11, până pe 20 la monitorizare a apărut un haos. Au început să apară fel de fel de mașini. Am adresat iarăși întrebări Consiliului Județean prin adresă să ne spună de mașini și ce măsuri au ei. Când am văzut că nu se întâmplă, au aplicat amenzi. Da, deci eu am prezentat o conferință de presă, eu, colegii mei, că nu le aplică Lucian Harșovski și eu am spus că au sprijinul meu necondiționat, pentru că nu e ușor unuia care aplică o amendă de 10.000 de lei și chiar de 1.000 de lei să o aplice cu înjurături, cu amenințări și așa mai departe. Au aplicat amenzi, au ridicat plăcuțe de matriculare. Lucrurile sunt mai bune, nu sunt perfecte, dar sunt mai bune. Drept urmare că de ieri au început să apară de la aceste trasee interjudețene cu numerele care le aveau ei, 174, 175, 171, nu cum erau cu 10, 11 numere puse care se suprapună cu ale noastre acum în oraș. Acum am văzut și eu. Au mers autobus, în paralel o perioadă. Un microbus care întoarce la sensul giratorului de la Mănăstirea Sfântului Ioan, frumos, Bosanci, descalcă, coboară copiii, pleacă. Nu l-am văzut, de fapt l-am văzut dimineața când mai plimb câinile, pleca cu zile, cu săptămâni, cu o săptămână în urmă. Se ducea, intra în Suceava bine. Da, ei, nu. Acum, într-adevăr. Că asta toată lumea spune că mă, primăria municipiului Suceava poate verifica doar cele care sunt ale noastre, dar care nu sunt ale noastre, noi nu mai avem transport complementar, avem doar transportul public cu autobuze. Da. Putem verifica dacă se respectă anumite grafice. Grafice care sunt date de Consiliul Județean. A fost o discuție iscată că primăria municipiului Suceava a vinovat. În ce stadiu e această chestiune, domnul? Deci din punctul nostru de vedere, suntem pe teren și monitorizăm și aplicăm măsuri ceea ce ține de noi. Am înțeles că cei de la Consiliul Județean și-au avut o discuție ieri cu conducerea, cu domnul Seredenciuc, și mi-au spus clar că implementează aceste plăcuțe și să știm clar care sunt ele, ce standard dau, acele mașini sunt autorizate, în rest nu au nicio treabă și ne va fi nouă mai ușor să le identificăm, cu toate că noi avem baza de date făcute, colegii mei au făcut-o și chiar le mulțumesc. Asta spuneam, amenzi, măsuri coercitive, le aplicăm. Poate nu întotdeauna le facem așa publice, că nici eu vă spun să fiu văzut ca Lucian Hașos, cel care nu mă aplică amenzi. Dar după discuții îndelungate și când vedem că nu se rezolvă problema... Noi vă cerem disciplină, domnule. Da, tot eu, suceveanu, vin și vreau disciplină. Și eu vă asigur că eu o ofer. Atunci când ies de la bloc cu mașina, conform legislației, da, exact, și potrivit indicatoarelor, să am vizibilitate în stânga, în dreapta... Nu să parchezi microbusul și așa mai departe. Aceste lucruri... Păi eu când vă cer, de ce să vă feriți să spun? Dar nu, eu am amendat. Eu nu mă feresc, Doamne ferește. Numai v-am spus un lucru. Consider că treaba primarului, a viceprimarului, este în principal să găsească programe de finanțare, să aducă fonduri, să facă dezvoltare. Nu să-l urmărească pe ăla. Sunt oameni plătiți. Eu asta le spun tuturor și nu înțeleg. Inclusiv cei de la străzi care verifică lucrări și te criticați, vai, calitatea lucrărilor. Cel care semnează acolo răspunde. Eu sunt coleg cu ei și respect și am zis că merg și eu cu voi dacă e nevoie. Dar voi sunteți plătiți și salariile sunt destul de bune acum în administrația locală. Da? Și dacă sunteți plătiți, faceți-vă treaba cum trebuie. Mulți știți ce spun și eu v-am spus că sunt poate atipic. Păi da, ce? Primar n-am schimbat, noi viceprimar n-am schimbat. Noi suntem angajați aici, ne facem treaba așa cum credem noi. Nu cred că mai merge și așa. Poate când aveau un salariu mic și așa mai departe, nici noi nu eram așa aspri și duri, dar nu e în regulă. Ei sunt acolo funcționari publici plătiți din bani ca și mine de către suceveni. Iar unul care nu-și face treaba, se vede conducerea, întotdeauna așa se vede, cel din vârf și așa mai departe. Dar și cel din vârf trebuie să ia măsuri împotriva lor. Și eu le-am spus, aveți responsabilitate totală pentru ceea ce faceți, le-am dat putere,
dar faceți-vă treaba așa cum trebuie. Nu e treaba viceprimarului să urmărească, v-am spus, maxi taxe, să urmărească dacă unul parchează ilegal. Pentru că spune fel de fel, iarăși, Facebook, asta e situația. Păi, înainte erau e-mail, mai dea câte un e-mail. Acum nu se mai chinuie să scrie pe e-mail. Îți scrie repede pe Facebook, nici nu mai trebuie să pună punctuația care trebuie, pentru că într-un e-mail nu poți să-l trimiți cu puncte-puncte, te mai chinuie să-l scrii. Și de aceea, spuneam, lumea sună, păi că parchează în stația la mobilă, pe pavaj, un microbuz. Da. Zic, bun. Că nu, că primăria, măi, oameni buni, primăria municipiului Suceava are poliția locală care trebuie să-și facă, este poliția rutieră care are aceleași atribuții care le avea și înainte de a apare poliția locală, trebuie să-și facă treaba. Noi nu suntem moașă comunală. Primăria, cum ați explicat dumneaștră, ești bine plătit? Ești interesant, te rog frumos. Păi da, normal că apelezi la primărie, pentru că primăria trebuie să-i spună. Da, dar eu întreb, ați sunat... Nu ți-ai făcut datorii. Domnul Chidovăț, de acord, dar sunt servicii subordonate primăriei sau nu? Da. Dar aici vorbim de poliția locală, este subordonată primăriei. Măi, adresează-te poliției locale, nu ți se rezolvă problema, vine la primărie. Da, și eu nu zic în sens rău, în sensul că cum lucrăm noi și în cartiere, noi lucrăm cu asociații de proprietari. Da. Pentru că pre ei ce e mai important de la asociații care ei preiau la rândul lor de la oameni și noi punem în practică. Nu poți cu fiecare sucevean, dar eu cu totul că vă asigur că stau de vorbă cu fiecare sucevean și chiar încerc să rezolv problemele fiecare sucevean. Dar întotdeauna e bine să lucrăm ordonat și civilizat și într-o construcție elegantă, la așa fel încât să fie și eficiență. Că dacă n-ai eficiență, nu se vede nimic în spate. De aceea spuneam eu, măsurile corective trebuie aplicate, treaba viceprimarului, vă spun cum vedeți, este să aducem fonduri europene pentru aceste autobuze, să vă spunem ce proiecte mai facem, cum stăm cu ele, ce mașini electrice, cum implementăm sistemul pentru încărcarea prizilor electrice. Aici sunt. Să nu credeți că am lăsat în subsidiar lucrurile acestea, dar le comunic mai mult cele care spun eu, consider eu că sunt importante pentru o funcție de viceprimar. Ceilalți trebuie să-și facă treaba și dacă nu-și fac treaba, atunci viceprimarul intră în rol și spune, da, sunt în subordinea mea, nu v-ați făcut treaba, aplicăm măsurile disciplinare și pentru voi. Eu nu vreau să supăr colegii, dar am avut discuții tot timpul. Știți că, de exemplu, în domeniul transportului... Vorbim de autoritate. În domeniul transportului, legislație spune clar... De asta cetățeanul se adresează primăriei, că e autoritatea. Da. Iată și competitorii dumneavoastră politici. Tot pe dumneavoastră vă văd vinovat. De acord, dar nu e o problemă. Da? Una e când vede competitorul care nu are ce face sau vede numai ce ar putea fi rău și nu vede ce e bun. Și vă mai spun un lucru. Știți că, de exemplu, în domeniul transportului, dacă funcționarul își îndeplinește necorespunzător funcția, poate fi amendat. Amendă exact cum dai la un transportator pentru transport ilegal, așa poate primi el amendă de la cei superiori. În fine, ideea e care? Dacă Suceava nu va înțelege că e bine întotdeauna să semnaleze o problemă acolo unde trebuie și cu date concrete, pentru că mai avem fel de fel, zic, da, puteți suna acolo să vă dați numele. A, dar eu nu dau numele. Dar de ce nu dați numele? Păi da, dar nu vreau să afle. De acord, dacă credeți că află, poate sunt cazuri când se află, dar 99% din cazuri nu se află. Pentru că nu e important de unde vine reclamația. Trebuie să-și asume aceste lucruri. Eu nu vreau să fac o Suceavă polițienească sau un stat polițienesc, dar eu am locuit în Statele Unite, domnul Chidovăț. Dacă pe autostradă mergea așa cu mașina, erau 3 mașini în spatele de poliție. De unde credeți? Suna la din trafic. Bună ziua, vedeți că... Adică asta înseamnă, te verifică așa mai departe. Sau rămânea într-o parcare, imediat ăla când încuia magazinul, vedea mașina parcată, suna la poliția, da, de ce stați în parcare? Că stați în program. Că așa erau regulile acolo. Da. Adică noi trebuie să știm clar ce drepturi avem, ce obligații avem și trebuie să le punem în aplicare. Dacă nu mai arătăm cu degetul, nu e în regulă, cu becuri arse. Am vorbit de 2 săptămâni, e ars becul de 2 săptămâni. Zic, dar pe cine ați anunțat? Păi la asociație. Sun și întreb la asociație. Nu ne-a spus nimeni. Bine, eu nu fac poliție să aflu ca anchetă între... Bun, dar... Dar dacă semnalau la primărie, da, sau lucrurile erau rezolvate. S-a rezolvat după pe Facebook. Da. Și am să fac în perioada următoare cu serviciile din subordine, am să le fac conturi de Facebook la fiecare. Pentru servicii? Pentru servicii din subordine, pentru transport, pentru salubrizare, pentru străzi și așa mai departe, care le-am. Măi, măcar dacă toți semnalați acolo pe Facebook cu date concrete și ca un număr de înregistrare. Pentru că văd că așa funcționează. Va trebui să preluăm aceste informații din toate părțile și cum trebuie. Și vom face acest lucru pentru că așa este. Dacă tot suntem la transport, ce mai face TPL-ul? Cum intră în iarnă? Deci, haideți să vă spun lucrurile referitor la transport. O altă castană destul de fierbinte care e jucată în Consiliul Local. Așa este. Este jucată și din nefericire eu am spus-o și o repet.
lucrurile n-au pornit cum trebuie. Sau au pornit cum trebuie o perioadă, după care mașini în 2006, autobuze noi luate de administrația locală, date TPL-ului, care e societatea primării. Da. 30 de autobuze în 2006. Păi aceste autobuze n-au o problemă 2-3 ani de zile, să spunem, că n-aveau kilometri. Ratele se plăteau de primărie și așa mai departe. Însemna că acea societate trebuia să gândească, cum am spus și în conferință de presă, trebuia să gândească, bă, noi e bunul nostru. Noi suntem acționari la această societate, Consiliul Local, dar este un director acolo și o conducere. Ce trebuie să facem noi? Să ne îmbunătățim parcul auto, să cumpărăm noi mașini, să avem grijă, să facem noi trasee, să implementăm anumite reguli. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat așa cum au trebuit, dar eu spun că acum lucrurile sunt pe făgașul normal, pentru că avem un consiliu de administrație la transport public local și am văzut ce au făcut ei la început. Chiar dacă am spus clar că nu sunt de acord, dar le respect decizia, chiar nu, au achiziționat 3 autobuze second hand. Sunt din Franța, luate de pe traseu, chiar din Strasbourg, îmi spuneau mie într-o informare. Au kilometri spre 600.000 față de 900 milion cât au astea noastre. Au climă, au fel de fel de opțiuni și le vor introduce, pentru că deja au făcut rarul, în perioada următoare pentru o linie expres. Dar nu e ajuns, nu e de ajuns. Pentru că transportul public în municipiul Suceava trebuie dezvoltat și mai mult, în așa fel încât suceaveanul să lase mașina acasă, doar când pleacă în afara municipiului, și să nu aglomereze traficul, să meargă până în centru cu autobuzul. Se poate ajunge aici? Se va ajunge aici. Și vă spun cum. Și de aceea, Primăria Municipiului Suceava are un proiect pentru, spunem noi, 40 de autobuze electrice. Da. Ele vor fi toate mari, vor fi 30, spunem noi, sau la spre 25 mai mari, restul mini-autobuze electrice, pe fonduri europene. Și vă spun ce facem noi. Și am prezentat concret și un lucru, l-am spus și am avut anumiți colegi, copii de la liceu economic, de la liceu în practică, sau au săptămâna școală, altfel ce vin la primărie și stăm de vorbă cu ei. Și îmi spunea unul, o persoană de acolo, pentru că vorbeam de transport electric, domnul vicemar, dar ne-am sturat de când vorbiți de autobuze electrice. Și asta așa m-am gândit și am spus, bă, are dreptate. Da. Știți de când vorbim noi de autobuze electrice? Din 2011. În 2011 vorbeam noi de proiecte pentru 2014, pentru că vorbeam de fonduri europene pe programul operațional regional, 2014-2020. Da. Teoretic, în 2014, spre sfârșit sau în 2015, trebuia să fie aceste autobuze electrice. Proiectele noi le avem gata și o să vă spun, da, să vă fac dovada din nou că sunt gata. A fost 2014, indiferent de guvernele naționale, nu dau vina. 2015, 2016, suntem în 2017, da? Abia în 2017, în vară, s-a aprobat ghidul de finanțare și ne spun ce înseamnă ghidul, care e aprobat de către Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fonduri Europene cu cei de la Bruxelles. Da. Păi în 2014 până în 2017, jumatea anului, nu s-a atras niciun leu european, euro european, niciun ban european în România. Ce erau din urmă, că au fost corecții, au fost M+3, s-au mai dat prelungiri. Noi ce am făcut? Pentru că vorbim de 2011, ce înseamnă că ar trebui să avem proiectele. Între timp ele au fost modificate cu noile condiții. Am depus la Piatra Neamț, ADR Nord-Est Piatra Neamț, proiectele. Aveam așa, lista de proiecte depuse și suntem primul municipiu reședință de județ. Așa-i. Și nu e laudă, e adevăr și trebuie spus clar, care a făcut acest lucru în condiții în care se estimează că Botoșanu și Iașu depun abia în februarie. Astăzi am vorbit chiar cu colegii mei. Și am spus așa, sunt 32 de milioane de euro aproximativ, dintre care 25 merg pe axa 4-1 pe autobuze electrice. Autobuze electrice însemnând, am spus eu, 40 de autobuze electrice mai mari sau mai mici, cu stații moderne în care se vezi când îți vine autobuzul, cu GPS, cu sistem de e-ticketing și nu vom mai avea aceste taxatoare, vom căuta soluții să le redistribuim sau căutăm alte soluții și în autobuz urci cu bilet sau cu card magnetic și nu va mai trebui să plătești direct în autobuz, cu stații de încărcare și așa mai departe. Înseamnă aproape 25 de milioane de euro. Pe 4-1. Pe axa 4-2 înseamnă, și despre acest lucru trebuie să vorbească un vicepar, părerea mea. În general, în comparație cu măsurile corective, adică și alea trebuie să facem, ne facem treaba, dar vorbim despre proiecte, viziunea noastră și uitați. 4-2 înseamnă aproape 3 milioane de euro, 10% din valoare, 3,2 milioane de euro.
regenerarea zonelor urbane, cu spații verzi și așa mai departe, sunt prinse în zona strandului, fel de fel de porțiuni de teren, nu mai putem face un loc de joacă. 4-3, cinematograful Arta din cartierul Ițcani, să-l facem sediu de microprimărie, cum este, pentru taxe și impozite, și un spațiu că trebuie să-i păstrăm destinația pentru film. Sunt bani acolo. 4-3. 4-4, grădinițe. Da, grădinițe. Unde e nevoie de grădinițe cu program prelungit cel mai mult? Trebuie spus clar, în cartierul Opcini era nevoie de o grădiniță cu program prelungit, pentru că este singurul cartier care nu are o astfel de grădiniță cu program prelungit. Singurul, bine, vorbim în Ițcaniu, dar Ițcaniu sunt aproape acolo. Ceva semnale? Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Sau le aduc aminte sucevenilor că cei de la PSD s-au opus acestui proiect. Pentru că inițiativa municipalității era să se facă în proximitatea școlii nouă, că nu era în curtea școlii nouă, într-un parc de la școala nouă, una e curtea de școală, una e un părculeț, din care se foloseau 300-350 de metri pătrați, dintr-o 1500 cât sunt, și au venit ei atunci și au spus nu, nu facem, proteste și așa mai departe. Bun, noi avem bani pentru așa ceva. Avem una în cartierul Burdujeni, unde avem aceeași situație la școala generală numărul 6 din Burdujeni sat, unde nu sunt probleme, oamenii sunt bucuroși. Colmea, nu sunt așa multe solicitări de copii cum sunt în Opcini. Atunci era o vorba unora de la PSD, mai vocal sau cu carnet de membru sau nu, care spunea că nu e nevoie grădiniță, că ce, natalitatea e în scădere. Da, era o mare specialist. Și așa mai departe. Da. Și facem una în cartierul Burdujeni, la școala nouă. Și nu, școala... Școala 6, încerc scuze. Școala 9 e din Opcini, unde a fost problema. Da. Și pentru că nu am găsit soluții pe o bucată de teren în cartierul Opcini, și am spus și celor de la PSD, veniți, domnul, cu soluții, aveți experți în cadastru, aveți și mai departe. Spuneți, uitați, acesta este terenul care aparține municipalității, nu cu terenul cumpărate de la metru și așa mai departe, și noi facem grădinița. Ați mai auzit ceva spunând despre acest lucru? A fost o conferință de presă. Așteptăm ședința din nou. A fost o conferință de presă a unuia care conduce funcția, are funcția de președinte a acestei organizații PSD, și a spus, a ieșit de conferință de presă luni sau marți, înaintea primarului Lungu, cu zi care două primarul Lungu și actuala administrație locală de la Suceava, l-a chemat și a spus, uitați, vrem să facem o grădiniță în cartierul Opcini, ajutați-ne, pentru că voi sunteți la guvernare la nivel național, cu o bucată de teren de la Orza, se cheamă ea, pe strada Slătioarei, în cartierul Opcini, lângă... Instituții care funcționează în... În subordinea Ministerului Agriculturii. Au știm conferințe, presă, gata, am identificat terenul, vom aduce, vom face. Mari voinici. Și a zis, bă, bun, dar ce faceți voi? Nimic. A trecut ședința de Consiliul Local, că a fost luna trecută. Au spus că au acceptat ei să facă acest lucru doar dacă sunt trecuți și ei ca inițiatori. Și am zis, dar cum sunt? Îi punem pe toți în ordine alfabetică. Îi punem primarul, viceprimarul și punem pe toți. Dar nu e o problemă, mă să aduc în ceva. Au făcut o adresă, ceva, au făcut ceva. Mai mult, vă spun un lucru. Nici nu au verificat terenurile, domnule Chidoț. Adică eu merg la fața locului, văd o bucată de teren liber, aici merge o grădiniță. E ca și cum aș vin la noastră în curte și văd că aveți o curte mare, zic, gata, aici îmi fac eu un garaj. Bă, de-aia meu. Pe terenurile existente acolo sunt titluri de proprietate. Așa-i. Nu sunt puși în posesie, că n-au fost cu executorul judecătorului, dar sunt titluri de proprietate. Cu chiu cu vai, dacă se găsesc 10 ari să îngrămădești o grădiniță, dar asta înseamnă să-i muți cu totul pe cei de la Orza de acolo. Noi, eu de felul meu v-am spus, nu renunț și sunt o persoană perseverentă, nu ca animalul, dar perseverent. Și vom găsi soluții, pentru că nu mai putem face pe fonduri europene, e clar că e pentru treaba, să facem o grădiniță în cartierul Opcini, fie acolo, fie în altă locație. Dar... Ce locație, domnul viceprimar? Care ar mai fi? Unde ar nu știu, fi locație, pentru fie găsim, aducem niște pământ, deci aducem niște pământ cu roaba și punem undeva, că așa vroiau ei, spuneam, cum, dar aveți teren, zic, bă, dar arătați-ne terenul. Da. Fie dacă nu, vor înțelege că se va face în curtea școlii nouă sau lângă școala nouă, pentru că nu sunt alte soluții. Dar pe fonduri europene nu se mai poate, pentru că de ce? Vă spun. Această grădiniță refuzată, am trecut-o pe lista de rezervă în cartierul Opcini, pentru că nu renunțăm la ea, mai sperăm, că speranța moare ultima, și vom face o grădiniță în zona centrală, pe strada arbenească Ighes Bere, acolo, Dubrugeanu Ghere, grădinița Dumbrava Minunată. Dumbrava Minunată. Așa. O vom face acolo. Dacă între timp se găsesc soluții și se fac economii din licitații, e posibil și în Opcini, numai că nu în prima fază. Dar așteptăm și fac un apel din nou la consilierii PSD, inclusiv la liderul grupului care este
domnule, șeful de la cadastru. Domnule, de ce vreți să plictisesc despre asta? Dar nu plictisesc, nu. Sucevenii cu asemenea... Nu, eu vreau să dau informațiile corecte și v-am spus, voi fi primul, sau printre primii, că întotdeauna trebuie să fie altcineva primul, că asta e situația, voi fi printre primii care va spune, da, într-o conferință de presă sau la dumneavoastră emisiune, da, uitați, cei de la PSD, într-adevăr, au lăsat critica neconstructivă și au făcut și ei un lucru pentru Suceava și au adus o bucată de teren. Că doar nu aduc ei de acasă. Au adus o bucată de teren de la minister. Dar întrebarea mea, și întrebați noastră, poate vor mai veni la emisiune sau în conferință de presă, ați făcut un demers, ați fost la minister, ați făcut un demers la Orza, ați fost la Guvernul României, aveți parlamentari. Arătați-ne ceva concret. Am înțeles, ați avut o conferință de presă, de acord. Ce ați făcut concret de atunci dumneavoastră până acum și care e situația în cât timp putem avea terenul? Ajunge proiectul de lege, se dă o ordonanță de urgență. Să ne spună lucrurile acestea. Asta e 4-4. Iar 4-5 pe fonduri europene, școli vocaționale, aici avem industrial numărul 1, industrial numărul 2 și 3, care vor de tehnologizare, sunt niște bani europeni. Da. Acești bani se aduc pe fonduri europene. Astăzi este ultima zi, 16, când cei de la ADR Nord-Est, SSDU, structura de monitorizare, trebuie să ne spună e bun sau nu e bun ce am depus, cu anumite precizări. Eu zic că mâine va veni și va fi mai mult decât în regulă. Ei pot să facă, dacă lucrurile sunt bune, fac doar niște recomandări, dacă nu ne întorc proiectele. Eu zic că nu le vom întoarce pentru că aceste proiecte noi le-am trimis având timp făcute de foarte mult timp, le-am trimis neoficial să se uite pe ele. Și au spus, nu sunt probleme mari, poate anumite precizări în funcție de modificarea ghidului. Vin hârtiile, până pe 24 pleacă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fonduri Europene. Aceste proiecte care v-am spus eu, autobuze, zone verzi, cinematograful Arta, două grădinițe, plus școlile care sunt de retehnologizare. Pe 24 noiembrie pleacă. Nu avem termen, că ministerul așa e ministerul, dar eu sper eu ca la începutul lunii ianuarie să ne se spună, da, e în regulă, depuneți proiectele. Atunci noi luăm proiectele și le ducem la ADR Nord-Est Piatra Neamț, care le verifică nu și spun, da, faceți licitația. Chiar dacă suntem înaintați, suntem mult înainte altora, sunt și proceduri greoaie care trebuie să le urmăm. Și de aceea am spus cevenilor, autobuzele electrice în municipiul Suceava, dacă lucrurile merg normal cum merg în România, adică pot să meargă foarte bine sau pot să meargă foarte rău, că sunt fel de fel de contestații, undeva, știu, 2018-2019 să avem un contract semnat. Eu o spun, astea sunt situația și de fapt, și chiar am spus-o și acelor elevi, că a fost o întrebare, cât durează? Uitați, astea sunt termenele optimiste spre realist, că dacă le spui realiste, poți să fii 2023. Da. Zic, mă, câtă birocrație. Zic, da, dar nu ține de noi. Da. Asta e legislația. Uniunea Europeană trebuie spus un lucru clar. Nu mai are bani. Neavând bani, pun fel de fel de condiții. Și pun condiții. Ai noștri de la București, pentru că avem această frică și sunt anumite legislații care nu sunt clare, le umplu, le... Mai pun și ei, mai cer, să fie sigur omul, funcționarul ăla, că este doarme liniștit, să nu fie acuzat că a avut interes. Și toate se răsfrâng asupra noastră ultimului beneficiar, OAT-ul, care vrea să pună autobuzele și așa mai departe. Având aceste lucruri, spunem că vor merge lucrurile normal sau spre repede, pentru că cei de la minister, în țară, cred că mai este unul singur care a depus, adică e în situația noastră, oricum suntem și noi înainte, dar pentru zona noastră, v-am spus, e estimat Botoșaniu și Iași undeva în februarie să facă procedurile. Sper eu ca lucrurile să se întâmple și vă spun un alt avantaj că avem acest avans. Dacă noi până în 2019 demarăm procedurile de licitație, putem primi alți bani pe lângă acești 32,9 milioane de euro prin redistribuiri între capitale municipiului reședință de județ. Da. Sucevenii trebuie să înțeleagă că vom face acest lucru și acest lucru vom face pentru transportul public în comun, în principal, cum ați întrebat, cum vedeți și când va fi. Iar când vom avea transport electric cu autobuze care urcă grupul școlar, noi am avut în probe fel de fel de mașini și spuneau, băi, dar urcă grupul școlar, chiar zilele trecute m-am plimbat cu o mașină electrică mică. Primăria va primi cât de curând, sfârșitul anului, începutul anului viitor, 11 astfel de autovehicule, tot pe fonduri europene, dacă vreți vorbim. Păi acea mașină electrică are o forță și o putere mai mare ca o mașină cu combustibil cu ardere internă. Deci nu va fi problemă ca mașina electrică să nu urce grupul școlar sau mașina, autobuzul. Da. Important este să aibă bateriile încărcate. Și atunci când vom avea un transport public comun, v-am spus eu, 2018 final, 2019, cu nou sistem
de sensuri unice care vrem să le implementăm. Când ai trei benzi în zona centrală, pe bulevardele principale, într-un sens și autobuzul în sens invers, Suceveanu va spune, da, într-adevăr, decât să merg cu mașina 3 km, mai merg cu autobuzul o stație sau două. Și ușor, ușor îi vom stimula și vom ajuta să meargă cu aceste autobuze. Iarăși, stimulăm pentru vehicule electrice. Avem aceste 28 de stații de încărcare care vor intra în funcțiune treptată în perioada următoare. Vrem să implementăm odată cu sensul unice ca mașina electrică să o lași să meargă pe banda de autobuz. Ca un fel de beneficiu, cum în Statele Unite sau în alte părți pe autostradă, dacă ai doi oameni în mașină, ai o bandă specială. Lasă-mă mașina acasă, mergi cu un vecin sau cu un coleg și mergeți doi cu mașina. Așa că vom încerca fel de fel de variante și eu zic că până în 2020 lucrurile vor fi mult mai bune ca acum. Important e că ne facem treaba chiar dacă nu avem sprijin guvernamental și nu avem, și vedeți noastră, semna contractul pentru, în sfârșit, contractul pentru reabilitarea pe rețele termice din 7 milioane de lei promiși în iunie, anunțați în conferință de presă, cu monitor oficial, ni s-a spus apucați-vă rapid de treabă, munciți, că vă mai dăm și alții, că sunt alții care nu au făcut procedurile cum aveți voi făcute, au lucrat oamenii, au venit, a câștigat o licitație, au lucrat de 4 milioane de lei și nu au primit niciun ban. Acum ne dau ei 3,5. Când, încă nu știm, dar avem un contract semnat. Deci s-ar putea ca prin ianuarie să le dea și iarăși să revenim că suferă. Așadar, fondurile europene, vă asigur că facem tot ce trebuie. Din fonduri locale facem tot ce trebuie. Din nefericire, nu avem niciun semnal bun de la București, de la guvern. Nu că de la guvern, dar nu avem nici de la cei care conduc aici la nivel local, care ar putea să spună, da, mă, uitați, ce aveți nevoie, mă? Avem nevoie de bani pentru podul peste apa Sucevei. Uitați, haideți la guvern și noi, cei de la PSD, am adus bani pentru pod. Cum adică? Să-l ajutăm pe domnul viceprimar Hașovski, pe domnul primar Lungu, nu o spate. Nu, să ajute sucevenii. Da? Pentru că am avut tot timpul rugăminți și am spus, îi invităm la muncă alături de noi, să lasă critica neconstructivă, să se opună la tot și la toate și să vină să spună, da, uitați, avem un proiect comun aici. Și spunea cineva de la Cluj, cred că eu am Rus, am văzut într-un interviu, și spunea, da, Clujul e departe pentru că noi aici, la nivel, indiferent cine a fost la guvernare la nivel național, noi am fost o echipă, PSD cu PD, cu PDL, cu mai departe, și am urmărit, da, care sunt punctele de interes? Astea le facem indiferent, vrem centură, vrem asta, indiferent cine vine la guvernare. La noi aici, cât a fost domnul Gheorghe Flutur și am avut PDL-ul, trebuie spus că au fost și lucruri negative ale acestui partid, le asum și le recunosc, centura a mers. Cum s-a schimbat în 2012 și s-a blocat centura. Degeaba a venit în 2016 Gheorghe Flutur înapoi, când are alt guvern și tot îi se spune, băi, dar apucați-vă de centură. Anul trecut, a semnat Gheorghe Flutur bani pentru fonduri europene, 40 milioane de euro de finalizare a centurii. Anul acesta nici nu mai au bani, i-au dat în altă parte. Ați auzit pe cineva de la PSD spunând acest lucru? Nu mai sunt bani. Nu, n-a spus nimeni să spună, da, mă, uita, i-am dat, că de fapt va face licitația și va fi de la anul. Nici asta nu spun. Banii nu mai sunt. Da, pe transporturi o să mai revenim cu o singură idee. Se apropie campania electorală pentru 2020. Sigur vor fi idei legate de TPL, dacă externalizăm sau dacă transportul public local sau dacă dăm, vom susține un transport public gratuit, dar după publicitate.